Bună dimineața, Mircea. Bună dimineața. Cred că discuția anterioară s-a terminat, zicem, cumva excelent pentru mine, dar pe de altă parte e și situație destul de dificilă, pentru că exact ultima frază pe care a spus-o înaintea să încep pe zona asta de adoptarea de tehnologii noi și cum să facem cei care venim cu tehnologii noi în zona asta de logistică să nu fie percepute ca un act de vânzare, încerc să trec cu brio de acest test, pentru că exact în zona asta venim noi și spunem, doamne, cum pot să utilizez datele într-un domeniu ca logistica, care în mod tradițional, așa cum zicea și înaintea mea antevorbitorii, este mai degrabă un domeniu de acțiune, mai puțin bazat pe date. În fine, profilul pe care l-a dat Adriana cu pompierul, în fine, nu prea mă ajută, dar e totuși destul de adevărat, pentru că oamenii sunt destul de reticenți să introducă tehnologii noi care îi ajută să fie mai eficienți, să poată să scaleze business-urile. Dar o să încerc să trec rapid prin, să zicem, schimbările care au apărut în ultima perioadă în zona asta de e-commerce și creșterea care s-a înregistrat în ultimii ani și, evident, anul trecut cu pandemia a fost într-adevăr un boost. Zona de schimbări de comportament ale consumatorilor, iar e o zonă care este foarte des discutată, dar o să mă opresc doar la două schimbări de comportament și, evident, partea principală a prezentării se va concentra în zona de cum utilizăm datele și platformele care poate să facă decizii pe bază de date pentru a putea să devenim mai eficienți, să luăm decizii obiective și mai puțin subiective, mai ales într-un mediu foarte incert, cum s-a dovedit că au fost ultimii, nu știu, un an jumate, poate și 2 ani de zile. Foarte rapid, în zona de e-commerce nu este niciun fel de surpriză. În fine, zona de e-commerce a crescut foarte mult în ultimii ani. Dacă ne uităm în ultimii 4 ani, partea de volume și tot ce înseamnă venituri din e-commerce a crescut de 2 ori, s-a dublat practic în ultimii 2 ani și tendința este în continuare de creștere datorită situației în care ne aflăm. Și mai este un context favorabil, cel puțin în România, dacă în regiune ponderea e-commerce-ului în zona de comerț în general este de în jur de 18-20%, în România anul trecut a terminat cu o pondere de 12%, deci mai e un potențial destul de mare de creștere. Și ar mai fi o chestie de notat, sunt câteva zone care au avut o creștere semnificativă în ultima perioadă și aici aș menționa doar zona asta de FMCG, do it yourself și zona de sport, care evident se mapează sau se emulează foarte bine pe contextul ăsta pandemic, în care lumea a trebuit să lucreze mai mult de acasă și să încerce să se aprovizioneze mai mult online. Câteva cuvinte despre nevoia de tehnologizare. Așa cum zicea și Adriana, există un apetit mai bun pe zona de tehnologizare și a folosi tehnologiile bazate pe, să zicem, date în luarea de decizii, dar în continuare, să zicem, ponderea e destul de mică. Există un apetit și există un potențial, dar din păcate adopția este încă mică și este o zonă foarte importantă în care trebuie făcută educație și la nivel de asociații profesionale, dar și de către companiile care au soluții în zona asta. Dacă ne întoarcem un pic în zona de schimbări care s-au produs la nivel de comportament al clienților, aici aș vrea să mă opresc doar asupra 2 componente. Una este zona de plăți
a doua este opțiunile de livrare, tot ce înseamnă zona asta de livrare și de diversificarea opțiunilor de livrare. În zona de plăți s-a constatat, evident, în zona de lockdown mai ales, o creștere semnificativă a plăților făcute cu cardul, dar evident că după lockdown s-a revenit cumva la o situație de dinainte. În schimb, a existat un trend crescător de a se adopta plățile online și mai puțin partea de ramburs, care în România avea o pondere foarte mare. În mod similar, pe zona de opțiuni de livrare a apărut pentru prima dată o nevoie de a se diversifica opțiunile de livrare. Dacă se vorbea foarte mult timp de, în fine, a avea opțiuni multiple de livrare, în perioada asta pandemică s-a reușit să se aducă la nivelul clienților mai multe opțiuni de livrare. E o chestie deja consacrată în ultimul an și ceva, livrarea standard next day pentru produsele cumpărate sau chiar livrarea în mai mult de o zi nu mai este suficient și au apărut opțiuni de livrare de tipul în aceea zi, livrare programată sau variantele în care trebuie să te duci să-ți ridici singur marfa de la un locker sau de la un punct de ridicare. Astea se corelează cu schimbările de comportament care s-au întâmplat în ultima perioadă. Sunt foarte mulți oameni care nu mai sunt disponibili la un punct fix și poate să ridice marfa de la curier și așteaptă să fie să-și programeze o dată și o oră în care poate să primească comanda de la un retailer. În anumite situații au nevoie de produse care trebuie livrate imediat și asta s-a văzut foarte mult tot așa. În perioada de lockdown a apărut o cerință foarte mare de a se livra rapid tot felul de echipamente IT, inclusiv zona asta de consumabile pentru printere și alte minunății de genul ăsta. În zona de ridicare personală, iar se mapează pe schimbările de comportament la nivelul utilizatorilor, impredictibilitatea și posibilitatea de a primi marfa lucrând de acasă a mutat o parte din utilizatori să aleagă să primească produsele la un locker și atunci când au ei timp și poate să-și organizeze singur partea asta de ridicare de la un punct fix și evident modul de gestionare inclusiv a returilor să fie cât mai facil. Ca să pot să beneficiez de, să zicem, diversitatea de opțiuni de livrare, retailerii au avut nevoie să se adapteze și să integreze în ecosistemul lor, ceea ce, așa cum se vede din prezentarea anterioară, nu este foarte ușor de adoptat de către retaileri. Trebuia să integreze platforme deschise care le pun la dispoziție într-o formă foarte facilă și rapidă toate opțiunile de livrare într-un singur loc. Și aici nu vorbim doar de opțiuni în depozit sau în zona de site, în zona de sisteme, platforme de e-commerce, trebuie văzut o variantă integrată care ține cont de la captarea comenzii până la livrare și feedback, să ai posibilitatea să îi oferi utilizatorului opțiunile multiple și variate pe care poate să și le introducă ușor și evident contextual, pentru că ce am observat iar din schimbările de comportament la nivelul utilizatorilor este că același utilizator poate să comande o dată cu livrare standard next day, altă dată cu o ridicare personală sau în funcție de produsul cumpărat vrea să-l aibă rapid sau să zicem să aibă o livrare programată. Deci e nevoie ca flexibilitatea asta pe care o cere clientul final să fie disponibilă ușor din site până la livrare.
O altă provocare cu care s-au lovit, de care s-au lovit companiile din zona de retail și zona de e-commerce este că au avut nevoie într-un timp foarte scurt să-și adapteze soluțiile astfel încât să facă față la un număr foarte mare de comenzi, livrări multiple și evident cu o presiune pe zona de costuri. Și zona asta de cum poți să ai niște operațiuni foarte elastice, ca să zicem așa, adică să te adaptezi rapid și la creșteri de volume, dar și la scăderi de volume, menținând un cost relativ controlabil în momentul în care trebuie să scalezi destul de rapid, a fost o provocare pentru retailer. Cum puteau să scaleze? Între singurele opțiuni pe care le aveau la dispoziție, evident, sunt soluțiile tehnologice, pentru că, evident, în zona asta de resurse umane, pe de-o parte, există în zona de logistică, supply chain, o, zicem, lipsă de resurse umane, pentru că nu poți să aduci foarte repede foarte mulți oameni pe care să-i angajezi, iar pe de altă parte nu poți să menții o eficiență în momentul în care scalezi doar la nivel uman zona asta de resurse. Prin urmare, ai nevoie de soluții care te ajută să iei decizii în timp real, astfel încât folosind date și informații pe care le ai la dispoziție să poți să crești destul de rapid, atât în funcție de context, dar și în funcție de nevoile din piață. Ceea ce te ajută să iei decizii cumva obiective și mai puțin subiective este să ai un sistem care învață din experiențele anterioare și care te îndrumă care este decizia cea mai bună în timp real vis-a-vis de ceea ce trebuie selectat. Însă nu este suficient. Chiar dacă iei decizii în timp real bazate pe date, poți să-ți reduci și zona asta de costuri operaționale undeva între 10 și 25%, numai că sunt anumite schimbări de comportament care vin din zona de client și de volume foarte mari, care trebuie combinate cu o zonă de analiză de date, ceea ce se numește data science, care îți pune la dispoziție tot felul de informații noi care te duc în zona asta de schimbări de comportament. Spre exemplu, în mod uzual, toată lumea pune un preț fix de la care livrările sunt gratuite, oferă livrare gratuită dacă cumperi peste 200 de lei sau în fine, o cifră care de cele mai multe ori este arbitrară și necorelată cu ceea ce vinde retailerul respectiv și se poate ca în anumite situații decizia de a oferi livrare gratuită de la un prag fix te ducă la un comportament neașteptat din partea clienților. Am lucrat cu 2-3 clienți de-ai noștri și prin alocarea unor praguri cumva dinamice au reușit pe de-o parte să scadă foarte mult rata de retur, iar pe de altă parte și-au crescut valoarea medie a coșului cu 10-15%. Deci e foarte important să combini atât informațiile pe care le colectezi și pe baza cărora înveți comportamente, dar trebuie și interpretate într-un fel, astfel încât prin schimbarea de comportament pe care o observi la clienți și modificările pe care le poți aduce pe fluxul de la, nu știu, selecția
și ceea ce se întâmplă în alegerea utilizatorului în coș și bucata de cum se face selecția și livrarea, să poți să crești foarte mult eficiența și să îi oferi clientului final opțiunea de care el are nevoie. Din cauza asta e foarte greu să identifici comportamentul potrivit și ceea ce duce la niște schimbări pozitive pe tot fluxul end-to-end. O altă tendință pe care am văzut-o și la care utilizarea informațiilor analizate pe un interval de timp a dus la niște schimbări importante este modul în care sunt selectate opțiunile de livrare. Aici a fost o surpriză destul de mare pentru noi să vedem că foarte populară a devenit opțiunea de livrare programată și chiar pentru produse care într-o primă fază nu ne așteptam să aibă un apetit pentru o astfel de livrare, pentru că, așa cum știți, în perioada în care ne aflăm, foarte mulți oameni se află în tot felul de întâlniri și prezentării de tipul video, care nu îți permit să poți să îți primești produsele comandate și atunci vrei ca să îți setezi un anumit interval în care ești disponibil să primești marfa respectivă. Schimbările pe care le-am observat și modificările pe tot fluxul de la captare comandă până la livrare poate să îți reducă rata de retur cu până la 20%, ceea ce este un cost destul de important pentru că sunt costuri foarte mari de achiziție. Pe zona asta de reverse logistic este de cele mai multe ori ignorată, însă în ponderea eficienței unei companii poate să fie mai importantă decât optimizările care se pot face pe zona de reducere de costuri pe zona de livrare. Pentru că sunt costuri foarte mari dacă ne uităm de la modul în care se achiziționează clienții, cât de des cumpără și care este coșul mediu pe care îl au clienții respectivi. Prin urmare, toate modificările pe care le faci în fluxul de captare de comandă și livrare, dacă țin cont de comportamentul și nevoile clientului, te pot ajuta să reduci rata de retur și să îmbunătățești percepția clientului. Din acest motiv, noi ne-am concentrat foarte mult împreună cu clienții noștri să implementăm niște fluxuri prin care clienții care comandă de pe site-uri să rămână în contact, să poată să-și urmărească comanda, să aibă vizibilitate și transparență, iar la final se poate să dea un feedback vis-a-vis de ce nevoi au, ce trebuie schimbat și dacă sunt nemulțumiți, de ce au fost nemulțumiți, astfel încât retailerii să poată să aibă o mai bună vizibilitate la ce se întâmplă pe tot fluxul, de la captare de comandă până la primirea produselor de către client, iar pe baza feedback-ului pe care l-ai primit, să poți să-ți ajustezi fluxurile și să oferi opțiunile de plată sau de livrare, astfel încât să îți maximizezi eficiența pe fluxul de livrare. Dacă rămâi în contact cu clienții tăi și poți să-i dai în timp real informațiile utile, rata lor de engagement cu retailerul respectiv poate să crească de 3-4 ori, ceea ce, așa cum am zis și mai devreme, poate să reducă foarte mult rata de retur, să există o mai bună interacțiune între client
și brandul respectiv să crească loializarea și să existe, repet, o eficiență operațională mult mai bună pe fluxul logistic. Ca să sumarizăm, să ne încadrăm și în timp, cred că este util ca marea majoritate a retailerilor să introducă procese de automatizare în fluxurile lor logistice. Trebuie să aibă la dispoziție alternative și să poate să pună la dispoziția clienților opțiuni cât mai diversificate de livrare și să se concentreze foarte mult pe tot ce înseamnă experiența clientului, nu numai în site, dar și pe procesele care sunt post-captare comandă până la livrarea produselor către clientul final și chiar în anumite situații pe ceea ce înseamnă procesele de reverse logistic, de captare și retur de comandă și așa mai departe. Mulțumesc!